Prezent, stimați invitați, domnilor profesori, vreau să vă mulțumesc foarte mult din suflet pentru cei care ați venit, cei care nu au putut, au avut motivele lor, bineînțeles, cred că obiective, și aș dori, înainte să începem, să înceapă domnul diriginte să strige catalogul, să păstrăm un moment de reculegere pentru cei patru colegi care nu mai sunt printre noi. E vorba de Silvia Preotesei, Dorel Cosovăț, Mișu Turcoman și Sever Homescu. Sunt la cerul, poate ne privesc de acolo. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Domnul diriginte, dumneavoastră aveți cuvântul la momentul. Da, încerc să văd când cum stau cu sunetul și la propriu și o figură. Dar bine! Da, mulțumesc mult. Vreau să vă spun că am avut o mare bucurie să vă reîntâlnesc. Sunteți prima în serie din toate care le-am avut eu ca și diriginte sau ca și profesor pe care o reîntâlnesc după 40 de ani de la absolvirea liceului, lucru care până acum am mai avut întâlniri la 10 ani, la 20 de ani, dar nu știam că o să am și una la 40 de ani, eu mă refer la mine. Emoțiile au fost puternice pentru mine, în special astăzi, când am revăzut și când pe mulți, aproape când l-am recunoscut, nu știu, înseamnă că totuși anumite probleme se datorează mie. A trecut timpul peste noi. Nu l-am recunoscut. Timpul trece peste toată lumea. De la domnul Georgica Pătrășcanu, care a făcut un lucru deosebit în toate, că ne-a strâns pe tot. Aplauze pentru dumneavoastră! Care mi-a transmis și acea invitație personalizată în multe cazuri, prin care eu am primit-o și cu rupa după ce m-am despărțit de el, pentru că nu venea să cred că eu sunt ăla care apăream acolo. Dar trecând peste aspectul ăsta, încă o dată spun că este unul din cele mai plăcute momente din toată activitatea și rezultatele activității mele din învățământ, cu astfel de întâlnire cu o serie ca și voi. Regret că nu sunteți chiar toți. Sigur că am și sentimentul de regret pentru cei care ne-au părăsit, fără motiv. Și așa, cel de sus ne ia când consideră el ce trebuie. O să stric catalogul. Vedeți că dacă mai vorbesc mult, încep să am emoții, încât să nu mai... Dar nu dați note, nu dați note. Nu mă spun și nici nu ne scoateți la tavă. Am impresia că notele ar trebui să ne dați voi. Aveți de ce cu plăcut. Măcar la purtare. Da, la purtare am stat cam prostul. Dar sper că acolo, la sfârșit, poate îmbunătățesc ceva din prestații. O să încep cu catalogul. M-am uitat așa pe prima pagină, să văd din profesorii care eram anul cât ați terminat voi. Uite, îmi dau lacrimile că văd că unul din directorii pe Braj, domnul Dan Constantin, părinte, probabil că știți. Domnul Ciulac, poate că știți, dar bucuria mare care am avut-o astăzi aici a fost să reîntâlnesc doi din profesorii mei, când eram elev de liceu. Domnul profesor Popa. Wow! Și domnul
țară neagră. Mă scuzați că n-am înțeput. Mai de somn ani se întreacă. Desigur. Da, mi-au fost profesor. Uite, în clasa 10-a și 11-a, am terminat liceul cu 11 clase. Și tare mă bucur că eram reîntâlnit. M-am întâlnit și doi colegi cu care mi-am desfășurat un număr de ani activitatea, domnul profesor Portel, domnul profesor Am fost, dar probleme de sănătate l-au obligat. Domnul Mircea Vasălache a fost profesor de la tine, clasa 9. Așa e, da, măi, așa e. Am luat un 6. N-am să uit never. A fost primul meu 6. Da, nu mai contează. La latină? La latină, măi, ce este. Da, asta e o limbă moartă, așa că... E o limbă așa că nu mai e, da. Nici nu mai contează. Da, să revenim la treaba cu catalogul. Și o să trecem la partea cu elemente. Deci primul la catalog, ca și la o serie de, rezultate obținute sub conducerea, în ghilimele mea, în ultimul an, domnul Andrei Dumitru. Bine ne-am reîntâlnit. Am bunul. Mi-a dat. Ce vreau să vă spun, nu vreau să lungesc. După cum știți, sau majoritatea de dumneavoastră știți, a terminat acel liceu cam greu, adevărat. Trebuia să stăm încă vreo 2 ani, era cred că mai interesant. Am continuat și facultatea de electrotehnică. Am fost repartizat în Bacău, am lucrat un an la o unitate electrică, apoi, datorită faptului că eram căsătorit și apăruse un bebeluș, a fost nevoit să mă reîntorc pe meleagurile noastre. Și am revenit la Paciu. Vezi că tine în cază ce-au adus căsătării. Așa este. Așa. Da, și intervin și eu spunându-vă că plănuiesc acum din ce a spus Nicu, că ultimii lui ani au fost cam greu că a terminat liceu, pentru că tot în mai am aduc la minte în anii aia s-a și trebosit. Lulea! Lulea! Mai de mult, dar nu știai ce te așteaptă. Aia e! Au fost ani frumoși. Deci am venit la Panciu, am lucrat ca inginer energetic 18 ani la Veritas Panciu, IASEU. Apoi am chicotat pe sub mese, pe sub cai, pe deasupra politicii noastre. Am fost viceprimar 4 ani la Panciu. Apoi am lucrat la o întreprindere în cadrul orașului din construcții și exploatare, 10 ani ca director. Am mai lucrat un an jumate ca director la unitate de râmnic. Apoi, datorită unor probleme de sănătate, am considerat că ar fi cazul să mă retrag și să prestez mai puțin activitate care să necesită un volum atât psihic cât și emoțional mai mic. Actualmente desfășor activitatea în agricultură, la țară, că am crescut un părinte, și administrez așa un mic magazinaș în oraș care îmi permite să mă ocup mai mult de mine. Pentru că, la o anumită vârstă, considerăm că nu luăm nimic noi și să ne mulțumim și cu mai puțin. Asta nu e un sfat care pot să-l dau la toată lumea, dar eu l-am simțit pe pielea mea, nu-mi face atât de bine, nu mă simt confortabil, dar parcă sunt mai echilibrat din punct de vedere mental. Altceva,
treci la iubire, treci la iubire. Cu iubirea sau prost? Wow! De la o anumită vârstă, femeile cer bani mai mulți. A, de asta stă prost, da. Și potențialul economic e mai slăbuț. Și de biciuia. Și nu numai potențialul economic. Și nu mai era. Și atunci apar... Tata care ai soție, doctor, care ar putea să-l ajute? Da, da, chiar asta vreau să zic, rândesc, e ciudată, dar am o vorbă și am avut parte de ele, să nu ai parte de preot, doctor și polițai. În familia mea am avut toate aceste categorii. Bine, polițai. Bine că ai rămas. Da, da, da. Da. Eu vă mulțumesc frumos, avem tot timp să mă răspund în 2-3 vorbe. Și vă doresc sănătate, să vă trăiască familia, copiii, nepoții, tot ce ai și tot ce vă doriți. Mulțumim! Stimați colegi, aș dori ca să fiu dumneavoastră, să fiu un pic mai scurt, că altfel ne apucă așa foamea. Așa e prima. Domnul dirigente, continuați. Da, din păcate nu-mi dau seama aici care sunt prezenți și care nu sunt. Îi citesc pe toți. Îi citesc pe toți și vă spun eu, omul ești pe toți. La fete am să le zic domnișoare, deși nu contează. Așa apar în catalogul. Corect. Angel Marilena. Da, prezent. Domnișoara Angel Marilena. Mă bucur că v-am văzut. Vorbesc la microfon că pe televiziune va ieși mai bine dacă vă vedeți. Mă bucur că am venit și că v-am văzut. Pe mulți nu m-am recunoscut, că vă vedeți și alții pe mine. Eu sunt în București, am doi copii, frumoși, deștepți și cuminți. Și lucrez în imobiliare. Wow. Și cam atât. Pe zona de lux, pe zona de nord. De mulți ani. Am lucrat în comerț exterior. Să avem în vedere. Dar după 90, când s-au spart în cuprindere de comerț exterior, fiecare și-a găsit o cale. Păi erai securist. Eram și sunt securist. Voi nu spuneți asta. Ochi albaștri ai, ochi albaștri oricum ai. Da, cam atât. Bravo. Domnul Apostol Horia. Horica a fost invitat, este undeva în Câmpina cu părinții lui. Mutați acolo, nu știu, după tată sau după mamă. L-am invitat. De ce n-a venit? De ce n-a venit? Nu știu. Domnul dirigente, continuați. Domnișoara Apostol Aurica. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și este prima invitație din toate la care n-am venit. Locuiesc tot în comuna Lovița, unii m-am născut, acolo am rămas. Sunt pensionară de 10 ani, am un singur băiat la Buftea. Lucrează, cum a zis domnul Ticu Andrei, că a fost frică de polițai și de nu știu ce băiat, cum este foarte bine. Văduvă de 10 ani și acum mă ocup cu agricultura și treburile în casă lucrurile. Și sunt foarte bucuroasă că mi-am realizat copilul și celelalte treburi a mele, gospodărești care le-am rămas în urma soțului și a părinților mei. Vă mulțumesc foarte mult! El a cerut și ne privește și bănuiesc că se bucură. Da. Sper. Domnișoara Sândurese Soni. Hai, Sonica, hai să vedem. Sonia, vorbește la microfon ca să se vadă bine la televizor. Mulțumesc de invitație și pare foarte bine că v-am revăzut. Cum am terminat liceul, am plecat la București. Și în octombrie m-am căsătorit cu domnul Bugnar Simion. Și imediat, în octombrie. Și de atunci avem
avem 40 de ani de căsnicie și lucrăm, am lucrat în comerț, numai împreună, de dimineață și până seara, că am fost responsabil atunci pentru la magazin. Și după Revoluție ne-am deschis o afacere, tot împreună, până în prezent. Avem un băiețel la 36 de ani, care are la rândul lui un băiețel și o fetiță. Băiețelul în clasa 1, 7 ani, fetița 1 an și 3 luni. Și suntem bine, tot în București. Ce să vă spun, sănătate multă, îmi pare bine că v-am văzut și că să ne mai vedem. Categorii, dacă... Uhai Nicolae. Uhai Nicolae este în Grecia, l-am sunat, am vorbit cu el, nu poate să vină. Vă urează la toți la mulți ani, sănătate vouă și familiei voastre. Domnișoara Caudiș Maria. Da, este profesor de fizică și chimie la o școală din Măcin, de lângă Măcin, și m-a rugat să vă citesc acest mesaj. Mulțumesc pentru invitație. Te rog să spui prezent pentru mine. Eu am mersul în sens giratoriu. Recent, soțului s-au amputat ambele picioare de sub genunchi și degetele mâinilor, de la un diabet avansat. Eu sunt profesor de fizică și chimie la un gimnaziu de lângă Măcin și director de 12 ani. Mai am 2 ani până la pensie, sunt bunică de la cei doi băieți. Doresc multă sănătate domnilor profesori și colegilor împreună cu familiile lor. Te rog să le citești mesajul și să le dai numărul de telefon, adresa, poate mă va vizita cineva. În trecere la mare sau special. Vă aștept cu drag. Maricica. Da, urmează Cotovăț, care am înțeles. El a cerut, ne privește și el. Domnișoara Crangu Valentin. Pare bine că ne-am văzut, dar povestea care am venit-o de Maricica, parcă ceva s-a schimbat. Sunt în București, m-am terminat liceul, am fugit mai departe, de ce, nu știu, parcă să aminte pământul spunii. Am două fete, am 4 nevoți, cred că sunt cea mai bogată bunicuță, dacă nu știu. Să trăiască. Mulțumesc la fel. Sunt căsătorită. E ok, aștept și eu, mai am 2 ani până la pensie, să vin la țară și să mă apuc de agricultură. Nu cred că pot să fac lucrul ăsta, că voi să vin la toate flăcite, acum cred că sunt în stare. Vă mulțumesc, îmi pare foarte bine că m-am văzut. Așa emoția aveam și am încă, pentru că mă aduc aminte, sunt 40 de ani de când nu ne-am văzut, cu toate că mai dintre colegi la București nu ne-am văzut în 40 de ani, niciodată, frate, parcă am ocolit așa. Dar așa o să fie, îmi pare foarte bine. E bine așa, da. Uite ce vorbeați. Domnul Cristea Costă. Dacă am ajuns și la întâlnirea de 40 de ani, am fost și la întâlnirea de 10 ani. Parcă eram mai mulți atunci, sau unde au fost toate clase. Între timp, am lucrat la Roma ca inginer metalurg, la întreprinderea de țiri, așa se chema, pe YouTube. Și acum sunt pensionat din anul 2011, ca am lucrat ca și grupa întâia de muncă, o reducere de 12 ani jumate la vârsta de pensionare. Foarte bine, să le mănânci pensia. Am 2 copii,
fata care e mai mare, este studentă în anul 5 la Facultatea de Medicină din Iași și băiatul a terminat informatica tot în Iași la Cuza și lucrează acum, are un salariu destul de frumușel, chiar e plecat cu firma în excursie la Sovata, îi tratează mai bine în timpurile astea și firmele se comportă. Soția mea care este lângă mine este profesoară de istorie și mai are și ea puțin cum aveți, vreo 5-6 ani cât am eu până acum. Cam atâta am avut de spus. Domnișoara Dragomir Sârnica. Sunt bucuroasă că vă revăd. Suntem un pic mai în vârstă, dar tot atât de frumoși cum eram atunci când am terminat 12 clase. Eu sunt în Panciu, sunt pensionară. Soacră mică peste 2 săptămâni. Wow. Am singură. Vă doresc la toți multă fericire, multă sănătate în primul rând, că dacă avem sănătate, putem să ducem totul mai departe. Și să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim. Pe stradă sau tot într-o... Peste 40 de ani. Peste 40 de ani, sigur, este foarte bine. Peste 40 de ani. Multă sănătate doresc la toți. Să vă rog peste 40 de ani să vă căutați încă un dirigent. Vă așteptăm. Dar la vorba lui Georgica, de sus, de acolo, să așteptăm. Domnișoara Dragomir a fost, da? Ghica Nepomeni mi-a spus că e absent. Da. Este la Râmnicu Vâlcea. O cheamă Puliteanu, i-am trimis invitație, am vorbit cu ea la telefon. Recent, de vreo câteva zile, mi-a spus că nu poate să vină. Motivul, am spus bine, că este obiectiv. Homescu se Dumnezeu să... De la ce ne privește? Nepotul lui domnul Copa? Da. Domnișoara Iacoboie Marlena. Cine? Dați-mi microfonul. Am un copil student în anul 2 la medicină și încă lucrez. Bravo! Vă doresc mult succes mai departe și să fiți sănătoși. Bravo! La fel. Urmează domnișoara Iordăchescu Simona, dar înainte de a spune două vorbe dumneavoastră, am să spun eu tot două vorbe, deși domnul Georgica ne-a grăbit. Așa. Știți, eu fiind profesor de matematică, de fizică, aveam anumite dificultăți, așa când era vorba să fac și ore de dirigenții. Și Simona și... Deci n-ați uitat, chiar mă bucur. Simona și... Aveți o memorie formidabilă. Colegi apropiate mă salvau din când în când la orele dirigenții, unde eu făceam mai mult matematică. Așa este. Mulțumesc tare, tare mult. E una din cele mai plăcute surprize pe care le-am avut în această zi. Acum, ca să putem să vă pot vedea pe toată lumea și pe toți, e normal, vă dați seama că... Nu plâng. Mi-am dat seama, nu plâng. Și nici măcar nu vă recit moartea căprioarei, stați liniștiți. Ok. Normal că m-am gândit să-i fac un discurs, un speech, ușor elaborat, ușor emoționant,
ușor haios și hazos, dar sunt atât de emoționată. Sunt atât de emoționată că vă văd, că retrăiesc, măcar parțial, parfumul și nostalgia celor ani care sunt unici. Viața de licean, părerea mea, și sper că și a voastră, e ceva irepetabil, irepetabil. Deși, ca să nu fiu ipocrită, recunosc că studenția mi-a dat și ne-a dat la toți o mai mare libertate față de anii de liceu. Dar încă o dată vă spun. Eu zic că important, cel mai important, în afară de faptul că v-am revăzut, că ne putem depăna amintiri, că putem să ne vedem profesori de acum 40 de ani, măcar și doar o parte, și din nefericire, doar o parte din dumnealor, eu retrăiesc, încă o dată vă spun, parfumul și nostalgia anilor acelora. Acum, colegul meu de apartament v-a spus în mare despre viața noastră de cuplu, care înseamnă și viața noastră de zi cu zi. Ceea ce nu v-a spus, pentru că Georgica nu l-a lăsat să vorbească și a tăiat microfonul, parcă am fi fost în speech-uri electorale, este că, și vă spun acum, noi suntem, da, noi suntem proaspăt bunici, suntem bunicii unui nepoțit, unei fetițe de 6 luni și suntem super, super fericiți. Dragilor, acum să nu facem promisiuni fără acoperire, vorba lui Ulia. Adică, cum să vă spun, că vai, ne vom întâlni, că ne vom da numele de telefon și ne vom suna și vom face, mă rog. Eu cred că aici este o ușoară și poate că nu totdeauna ai timpul necesar să-l acorzi altuiva. Eu ce sper de la această întâlnire, repet, fără să fim ipocriți și fără să ne dăm după deget și fără să o mai lungesc, Georgica, este că sper că măcar cu această, cu prilejul acestei întâlniri, să putem, să, măcar personal, vorbesc în nume personal, categoric, să-mi revizuiesc atitudinea față de mulți dintre voi. Iubiților, eu lucrez în domeniul sanitar. N-am o vârstă foarte înaintată, nici nu vreau să mă gândesc la pensie, ce e aia, despre ce discutăm aici cu pensii, cu nu știu ce. Însă, în anii mei de profesie, am ajuns la concluzia că totuși, cel mai important lucru pe care îl avem este sănătatea. Sănătate pe care eu vă doresc vouă tuturor. Pentru că doar așa, doar fiind sănătoși, și dumneavoastră, și dumneavoastră ne reputem întâlni, nu peste 10, nu peste, și la anul ne putem întâlni, și peste 2 ani ne putem întâlni. Important este să fim sănătoși și să avem sufletele sănătoase, mintea sănătoasă
și restul o să vină. O să vină de la sine apoi. Domnul Georgică, atât mai spun. P.S. Mă, Georgică, toate felicitările. Toate felicitările mele și ale soțului meu. Eu cred că sunt în asentimentul tuturor, vină în coasă de Putin nou. Că ne-ai făcut o asemenea surpriză. Măi, ai fost bestial. Pentru, numai pentru că ne-ai putut nu organiza, nu așa, ne-a putut mobiliza. Sunteți de acord? Ne-a putut mobiliza și deci în afară de faptul că ești un epigramist și ești un umorist nemaipomenit, ești și un bun organizator, mă. Hai, când o mai facem? Da, nu? Știm de pe ce dai microfonul. Apropo, ai zis că să nu mai lungești. Ardeleanca spune așa, mă, oaie, mă, acum zice, e lungă, nu-i mai că e grosă, e subțire să nu fie prea scurtă. Da? Da. Tu ai lungit-o, am lungit-o, trebuia să lungești. Mă, tu știi că am lungit-o, da, da, foarte mult. Mulțumesc, care tare mult. Mulțumesc, da. Mulțumesc pe toți. Vă dați seama ce oră de dirigenție mi-e așa o mie cu ajutor ție. Jelea Petrache. Este în Suedia, am vorbit cu el, nu poate să vină. Vreau să ne trimită la domnul Orte. Sau măcar o mică parte din stadiul lor economic. Sau măcar emblema. Sau măcar emblema. Manolache Cornelia, domnișoara Manolache. Manolache Cornelia, nu am găsit-o. Unde ești, Mariela? Aici. Am fost la fostul ei soț. Am fost primit cu huiduieli. Mă, bine, că nu cu pietre. Actuala soția lui Petroi, cum îi zici tu, Petroi, a zis, ce doamne, vii dumneavoastră să-mi trăiești din prima soție a lui soțului meu? Păi eu sunt de 16 ani, așa, așa. Am plecat și m-am găsit pe Cornelie. Ce scuze? Cum îl cheamă? Chetroi? Chetroi Doria. Pe de-aia mea de-am întâmpinat. De-asta de-am întâmpinat cu Chetroie. A, da, m-am luat cu Chetroie, da. Actuala pe soție. Ea nu a venit din Cornelie. Nici n-am. Nu vreau cu soțul dumneavoastră, pentru că a fost căsătorit cu o colegă de liceu. Și ar vrea să văd dacă mai am... Cum să ne avem relație? Nu, că eu sunt... Mai sunt o familie care se separă. Și... Păi nu sunt de relații vorbeai, mă. Păi tu îi spui că dacă mai au relații, păi... Nu, mă, dacă știe ceva de ea. Poate dacă s-au despărțit, dar nu înseamnă că e. Corect, corect. Un om civilizat, ține legătura, poate unesc copii. Și legătura, o susos. S-a poate să aibă telefon. Domnul dirigente, să depășim Chetroiul. Hai să depășim Chetroiul. Unele căsnicii înseamnă numai transfer de proprietate, ci și de memorie și de minte. Da, da, da. Da. Manta Ion, domnul Manta Ion. Manta. El a bisichest, a promis că vine, i-am trimis invitația, am vorbit la telefon. Se pare că și domnul Munteanu a vorbit, domnul Munteanu, din Cușor. Hai te rog, acum... I-a spus. Bine, bine că n-am zis că Iliescu, tovarășe. Mi-a spus că e în București cu soția, la niște analize. Da. Ieri l-am sunat. Să vedem. Dacă voi erați... Și am fost mărit de bani. Chiar vreau să știu atât așa. Da, 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 vă erați mă. Marco Florica. Marco Florica este la Bacău, o cheamă mai mult, am vorbit cu ea la telefon. Dacă doriți, vă dau și numărul de telefon al ei. Am vorbit și cu Miuța, care e tot acolo în Bacău, i-a trimis invitația la amândouă. Asta este. Una are probleme cu umărul, nu știu, Miuța mi se pare că... Trebuia să vină să o vadă pe Marlena, mă, ce bine arată, dar are niciun umăr de mult. Dacă nu, Florica are o problemă cu umărul și Miuța are o problemă cu soțul. Nu contează. N-au venit. Da. Mai departe. Domnișoara Mihai Elena Luica. Mă bucur că ne reîntâlnim.
întrebări. Am fost întotdeauna o emotivă, sunt și acum. Vreau să mulțumesc și domnilor, sau în special domnilor profesor, pentru anii aceia de liceu care au fost atât de frumoși și vouă, colegilor. M-am căsătorit la Galați, sunt soț aici, am locuit acolo eu până în anul 2000, de atunci stau mai mult la țară. La Galați am lucrat în contabilitate. Am un băiat care lucrează la Universitatea din Galați, soțul la fel. Și acum sunt deci la țară, lucrez foarte mult în agricultură. Sunt cultoare, ca să zic așa. Sunt fermieră, mai bine zis, fermieră. Am grijă de mama, am grijă de mama. Și cam asta este. Bravo! Bravo! Da, cineva se întrebează, Mihaela Violeta. Este în Italia, am vorbit pe la telefon. Nu poate să vină, îi pare rău, vă transmit la toți sănătate. Poate la o altă întâlnire? De 40? Sau de 10? Hai, pare 10. Depinde cu cât accent se va întoarce. Da. Ah, da, Violeta, de cază. Munteanu Ionel. Da. Ia să te vedem. Mă vedeți ușor, că-s destul de mare. Da, dar uite, este domnul... Chiar este destul de mare. Și-am reproșat Ticu, că eram schelet când eram ele. Ticu le-am făcut și eu ce-am putut în viață. Deci, termin la facultate, inginer șef de unitate, inginer șef de coastă, cum era înainte. Am cochetat și eu cu politica, ca și Ticu, 4 ani am fost viceprimar la UNEFT, nu am ținut loc și de primar. M-am recuit ca și Ticu, după care m-am dus director comercial la o societate comercială și actualmente sunt director la DDMAN UNEFT. Suficient despre mine. Cea mai mare bucurie care mi-a dat viața, doi copii, două fete, am întotdeauna terminat Politehnica, până aici în elei matematică energetică, aia mare cu soțul, și asta e regretul meu, chiar e regretul meu, muncește la Jaguar în Marea Britanie ca inginer, dar regretul meu că nu muncesc în țara noastră, și chiar e un regret, și chiar e un regret. Iar altă mică, șefa resurselor umane la TASU, la DDMAN UNEFT. Și încă ceva, care se mântenea Simona și am înțeles emoția. Avem doi nepoți, unul de 4 ani și o nepoțică de 2-3 luni. La fata din Anglia, acum sunt la Onești, ne așteaptă să ne întoarcem acasă, să ne mai vedem. Bucuria, revedere cu domnii profesori, rămâne pentru mine ca o mare și o mare emoție. Și vă mulțumim, doamna profesor, că într-o zi așa frumoasă v-ați rupt din timpul dumneavoastră să ne aduceți aminte că ați fost cei care în vârsta aia așa frumoasă de adolescență, da? Până în 18-19 ani, ne uitam la dumneavoastră ca niște zei, nu cum fac elevii astăzi către profesori. Deci așa ați fost pentru noi și așa ați rămas. Și ce de față, indiferent ce profesie și-au ales în viață sau ce destin li s-au dat în viață, v-au copiat. Să fiți siguri de treaba asta, iar domnul o atenție. Să nu credeți că ați scăpat. Vreau să fim și cei care, la care veniți la 50 de ani prima dată. Da, aș vrea și eu, că nu depinde numai de mine, cred că depinde și de voi. Corect. Și vreau să zic că din timpul nostru despre care ați vorbit acum, adică timpul nostru al foștilor profesori, noi dacă am avea posibilitatea, l-am consumat în întregime numai cu foștii noștri elevi, pentru care sunt convins că voi aveți niște emoții deosebite, mai ales că e o pauză mare după care vă revedeți. Însă pentru noi emoțiile sunt și mai mari pentru cei care suntem aici pe... Vă credeți și încercați să ne transmiteți acum și mai tare. Vă mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc mult pentru ocazia pe care ați oferit. Munteanu Oliviu. Este la Focșani, n-a venit. A fost invitat, am vorbit cu el. O fi avut un profesor, Sever. Nalboc Marilena.
Miuța este la Bacov, am vorbit despre ea, am trimis invitații, nu am venit. Domnișoara Neagu Dorinița. Este. Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc colegilor care ne-am revăzut astăzi, am atâtea emoții ca de obicei, sunt foarte emotivă. Chiar pe mulți, dacă mă întâlneam pe stradă, nu ne cunoșteam. Da, pentru că nu ne-am văzut de 40 de ani. Mă, dar așa mult ne-am schimbat. Sunt căsătorită de 36 de ani cu soțul care e lângă mine, m-a însoțit. Avem doi copii. Am lucrat la tehnic 25 de ani. Copiii au plecat la București, au terminat automat calculatoare, lucrează actualmente. Avem o nevoțică de 4 ani. Noi ne-am retras la Țivești, am avut o afacere. Actualmente sunt pensionat. Da. Și mă ocup cu agricultura, casa și cu toate, și cu nepoțica. Mulțumesc și să fiți sănătoși, să ne vedem tot așa cum suntem. Domnișoarilor prezente, vă rog să fiți atenți de la ce urmează. Urmează domnul Georgică Pătrășcan. Are 10 la purtare, m-am uitat, dar cred că a fost modificat. Da, și eu cred. Georgică Pătrășcan, da? La purtarea cui vaccina? Cred că a fost o greșeală. A fost altă notă, dar ați modificat-o dumneavoastră. Da, asta e ideea ce să vă spun, mă bucur tare mult că am reușit să vă adun pe o parte dintre voi, să ne revedem după 40 de ani, împreună cu domnul diriginte. Personal am fost la Focșani, am discutat cu domnia sa. Iar ce să vă spun despre mine? Sunt pensionar pe caz de boală, am 3 bypass-uri aici la 20 ani la Târgu Mureș. Asta a fost situația. Am 4 copii, 3 fete și un băiat. Fetele sunt titrate. Băiatul a terminat seminarul, pleacă la teologie, este aici, în vara asta. Nevastă mea crește un nepoțel în Spania. Am un nepoțel la Galați, la una din a doua fată, la Dora. Și mă zgâresc cărți în alfabete. Sunt membru al Legii Scriitorilor din Brancea și al unui scriitorilor. Ce să vă spun despre mine? Mă bucur că am reușit să adun o parte dintre voi, chiar pe garofița Petrei Craiului, că așa îi spuneam noi, în toată Răscu. M-am uitat așa, zic, mă, domnul sigur nu este colegul meu. Și m-am uitat la tot la garofița, băi, cred că e garofița. De la Lehancea, comuna Podutul. Mai dar cu ce ți-a fost dragă? Ți-a fost dragă că prea ești! Mă glumim acum. Atât. Vă mulțumesc. Eu încerc scuze că n-am înțeles la problema cu purtarea. Te uitați și la notele tale. Ai 3 de 10 și sunt nemodificați. Eu am crezut că e vorba de acțiune. Domnul dirigente, uitați-vă că la franceză și la istorie am 10. Da. Când ești la franceză, cei noi am 10. Ai împreună. Nu e 10, toate notele. Ai împreună. La câte două obiecte am 10. Da. Sportul nu e muzica. Sportul nu e muzica. La română cât ai avut? La română cât ai avut? La română am fost sub mediu ocru, adică 5. Mai important este spiritul mai, nu nota. Nota la bacalaureat a fost 8.50. 7 la română, 8 la matematică, nu știu ce. Dar noi eram provinciali. Și provincialii erau mai trecuți așa de sub. Da. Fain, nu,
ai fost evaluat tot de niște provinciale, așa că, mă rog, lucrurile așa. Și important e notele pe care ți le-ai dat-o singur după ce ai terminat. Corect. După ce ai terminat liceul și mai ales notele la limba română. Dacă ai ajuns și membru a Uniunii Scriitorilor, bănuiesc că... S-a ajuns la profesorul de română. Ai avut și de ce? Acum vreo câțiva ani, vreo 4 ani, am terminat o facultate la, la distanță, da, învățăm, da. SMS. A, da, la Târgoviște am făcut drept administrativ și juridic. Nu m-am înscris la licență, că nu-mi trebuia mie facultatea asta, am câțiva prieteni la București, la Uniunea Scriitorilor, care mi-a spus, te duci și dai examen, noi îți plătim tasă. Și acolo eu zic, mă, de ce să mă înscriu la 60 ceva de ani, îmi trebuie mie, 61 de ani acum. Am venit 60. Când trebuie mie facultate și zice, nu vreau niciun fel de nimic, că nu mă mai angajează nimeni. Numai când am vrut să... vă mai spun ceva, acum, dacă tot... Vezi, mă, că și tu te... Păi o lungesc, așa să s-a gărânta. Da. Așa. Uite că acum... Hai, cu copiii! Hai, vreau să poate ne-am stat nu, am spus că nu-mi trebuie facultate, nu-mi trebuie... Diplomă la vârsta asta, că n-am ce să fac cu ea. Am vrut să vă spun că am vrut să fac un partid. Partidul Băutorilor Fruntași. Și aceia de la tribunal nu mi-au dat voie, pentru că mi-a zis așa, dacă faci partidul ăsta și te votează doar femeile din Moldova, ieșesc din prima. Și au zis că nu se poate. Deci așa ceva nu se poate. Și m-a întrebat dacă eu sunt inițiatorul partidului, cam ce-aș vrea să ce funcție să ocup eu în guvern, în parlament. Nu trebuie nicio funcție, nu trebuie. Și i-am zis, doamne, ministrul sporturilor, dacă vreți să... Și ce vreți să vreți? Vă apuc după aia, mă întrebi, ce-i sporturile? Da, domnule, să mă pricep la coniac ca noi, albere și gimnastică. Păi, ești ministrul sporturilor. Ei, domnișoara Rotaru Mariana. Wow! Ai dat afară? Ești prezentă? Da, sunt prezentă. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am avut ocazia să mă întâlnesc cu foștii colegi. Pe mulți, adică nu chiar pe mulți, pe câțiva dintre dumneavoastră nu v-am recunoscut. Adică dintre ei. Da. Emoții, am emoții. De azi dimineață, pe unde am umblat, am spus la toată lumea că am emoții. Ce pot să vă spun despre mine? Am rămas în Panciu. Sunt singură de 11 ani. Am un băiat care muncește. Este polițist cu pistol adevărat, cum și-a dorit el. Și cam atât. Vă doresc multă sănătate și tot ce e bun pe lume. Mulțumesc! Săceanu Eugen? Nu. La Olteni, cred că. Da, el era olteanul clasei, dar cred că... Era tu de el, tot. De Eugen Săceanu? Săceanu, Eugen. Eugen Săceanu este la Brăila, are o activitate turistică din asta, are o... Și astăzi are un botez de la București, la niște prieteni și nu poate să vină. De ce veni? Am fost la domnul Ghetan, că e un... Nu știu, să dea lui, că a stat la el în rază, e unchi. Păi, bănesc că nu ăsta este motivul la domnul Săceanu. Mi-a zis, domnul Cătășoană, mă tare și mintit de domnul. Eu ce nu pot să-l convins. Bine, asta ține de obiectat, deci de doctor. Dar că putea să vină aici, noi arătăm chiar... Eu nu pot să spun de ce n-a venit. Marian arată, n-a omit. Da, uite, de curiozitate, aici în catalog, la domnul Săceanu, apare domiciliul Comuna Cernele, județul Dolj. Da. Era Oltean din Craiova. Era Oltean, da, Oltean. Și ați făcut liceu aici, ați stat în gază la domnul. Da. Domnișoara Secelina. Alea, mai dau doară Secelina. Nu am îndrăgă mai cu mine, dar asta e. Bine ne-am revăzut.
Vă mulțumesc tuturor, în primul rând domnilor profesori, în al doilea rând lui Georgică, care este pentru noi eroul zilei. Categoric. Unde ești, mă, eroule? Nu știu dacă putea cineva să facă atâta efort să ne prilejuiască întâlnirea asta. În ce mă privește, am avut un curs firesc, am terminat liceu, am făcut facultatea de textile, am fost inginer textilist 26 de ani, după care mi-am dat seama că mediul suferă din pricina oamenilor și m-am dus la Agenția de Protecție a Mediului, unde sunt de 9 ani. Super, bravo! Am doi copii mari, realizați după noi, cei, fac și eu ca Marlena, cei mai frumoși, cei mai deștepți, suntem bunici. Vreau să vă fac și o mărturisire, pentru că vârsta îmi permite. Să vă spun că acum 40 de ani, eram în clasa a 12-a, eram la ora de matematică, la tablă, și domnul diriginte Watkins mi-a cerut mâna. Wow! Înregistrați, înregistrați, vă rog să înregistrați, vă rog, vă rog. Domn diriginte, nu erați? Asta trebuie să-l aduc și eu. Bineînțeles că m-am intimidat. Dar nu vă gândiți mai departe, motivul era că purtam unghii mai lungi decât era permis pentru un elev de clasa 12 și scria semnal. Cred că surpriza frumoasă pentru domnul diriginte a fost că am acoperit două table cu o funcție mare pentru că mă apucasem de învățat la matematică. În sfârșit. Aș vrea să vă spun că surpriza pentru dumneavoastră acum s-ar putea să fie faptul că, dacă mi-aduc aminte, totuși s-ar fi putut să vă cer mâna numai din cauza unii. Vă doresc toate cele bune, să aveți o viață frumoasă în continuare și lungă. Multă sănătate tuturor. Urmează domnul Sefșe Nicolae. Mă bucur că ne-am întâlnit la microfonul. L-am auzit pe Georgică când m-am întâlnit cu el în Panciu acum vreo două luni și m-am bucurat foarte mult că a luat inițiativa asta, fie și pensionar, așa. I-am dat tot ok-ul din partea mea. Mi-a spus sfatul meu câți mai mulți. Despre mine nu prea am învățat eu în liceu și pot să recunosc. Când le spun la copiii mei că am terminat bacalaureatul cu 5,83. Wow! Da, 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 domnul profesor. 5,83. Da, da, acolo nu e. Cât ai avut la matematică? Cât ai avut la matematică? Nu am depășit 6. Cât are? E bine. E bine. N-am avut un cotroc la medicină, nu mai încăpeam de Simona. Hai, te rog. Cine, Marlena, pardon? Adică, m-am dus la facultatea de construcții. Deci am terminat facultatea de construcții. La Iași. La Iași. Acolo m-am întâlnit cu mulți colegi, ne întâlneam. Am făcut mulți la Iași facultate. După ce am terminat facultatea, aproape 25 de ani de șantier. După 25 de ani m-am șmecherit, m-am apucat de învățat. Am dat vreo 2, 3, 4 examene. Și bine, sunt lichidator judiciar. Politicule, pe mine, Mărcuse e primul cuvânt, adică licitator. Aș fi dorit să fie un... Și acum 25 de ani am dat examenul de expert tehnic judiciar. Da, deci asta e mai bine decât licitator. Bine că nu-i terminator. Da, totuși am singur examen n-am luat, că nu l-am dat. La autit energetic. Am făcut cursul. Și la bătrânețe m-a spus că m-am apucat de învățat. Acum nevastă mi-a spus, zic, băi, dă-l și pe ăla. Nu m-am dreptul să-l mai dau. Am doi băieți, ăla mare, m-a urmat la facultatea de construcții, dar inginerii nu m-au dreptul să mai dea examenul de lichidator, așa că a făcut și a doua facultate să dea și eu examenul ăsta. Al doilea e mai puturos, face ASEU.
Lasă-l dragul, ce are cererea. Căsătorit cu nevastă mea. E prima. E prima, da? Da. Și, dar nu se știe dacă... 30 de ani. Nu, că fac un scurt, așa m-am apucat de apicultor. Fac apicultură acum, dar nu moșneac. Și îți lungești viața. Nu, dar așa mi-au spus, și ai grijă să te ocupi de albine după 60 de ani, că dacă te ocupi înainte de 60 de ani, te las femeia. Iar... Dar m-am cinci, m-am șapte luni. Vai, da? Da. Șapte luni. Șapte luni. Șapte luni. Da, 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 da. E, urmează domnișoara Tătărescu ca rofița. Noastră. Eu n-am să spun multe cuvinte pentru că sunt foarte emotivă și chiar dacă aveam ceva special pregătit, nici nu pot să-mi citesc. O, Doamne! Dar suntem între noi, iubire! Da. Ai citește! Citește cu emoții! Am văzut că și Georgica avea ceva emoții când v-ați... Da, da, și chiar puternice, profunde emoții! Da. Mulțumesc tuturor care s-au străduit să mă găsească, pentru că m-au găsit foarte greu. Deși cred că eram una dintre cele mai ușor de găsit. Dar tu unde ești? Nu sunt din comuna Bucurului și locuiesc în Bacău de când am terminat liceul. Cele mai grele, nu lucru, ființe de greu de găsit, sunt cele ascunse la vedere. Da, da, da. Exact așa, da, da, da. Eu mi-am început, după liceu, viața mi-am început-o tamani invers decât toți ceilalți. Întâi m-am căsătorit, mi-era teamă să nu rămân fată bătrână. Așa. Dar și Sonia s-a măritat imediat cu liceu, care e problema. Așa. Am doi copii, un băiat și o fată, făcuți imediat unul după altul, așa, ca să nu pierd timpul, realizați din toate punctele de vedere, sunt bunică. Băiatul are două fete și fata are un băiat. Bravo. Studiile le-am terminat în timp ce am lucrat. M-am perfecționat până aproape să ies la pensie. Actualmente sunt pensionată medical. Probleme de cardiologie. O, Doamne, chiar că nu se cunoaște. Am avut destule probleme în viață, nu pot să le spun aici, pentru că dacă au fost probleme mai mari așa, în momentul în care s-au întâmplat, din punctul respectiv, am început viața de la început. Asta e foarte bine, conștientătoare, bravo! Și ca atare, de la 50 de ani, am plecat mai tânără. Sau pot să spun că am luat-o înapoi. Asta mi-a trebuit cineva și probabil dăm în mintea copiilor de la da, 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 și asta e adevărat și mie bine. Da, mă rog. Da. Deci cam asta este. Sunt căsătorită, soțul este aici cu mine. Nu uita să spui că ai lucrat în cinematografie. Sunt de-am lucrat. Dar o fiță în glasă pe la astea voastră. Mulțumesc în mod deosebit lui Georgică, m-a găsit cu ajutorul unchiului meu, așa, iar Ionel Munteanu, nu știu prin ce metode m-a găsit, chiar în satul unde sunt născută. Eu la comuna Podul Turcului, nu știu prin ce relație a ajuns acolo, că ajunsese să mă sune tot satul. Da, să mă sune tot satul, că Rofița, ești căutată de colegii tăi de la Panciu. Aici scrie comuna Lehancea, Bacău. Da, era pe timpul când m-am născut, eu era comuna Lehancea, actualmente asta comuna Lehancea. Nu mai, da. Localitatea există acolo, dar nu mai e comună. Nu mai e comună. Da, da. Bravo. Bravo. Da, bravo. Hai, bravo. Bravo. Felicitări. Domnișoara Tudor Rodica, vecina mea de la Dumbrava. N-a zis că mi-am revăzut colegii. Eu am rămas în oraș, am avut un serviciu frumos și o viață chiar frumoasă. Chiar dacă am rămas aici, am doi copii frumoși și deștepți. Fata este programator într-o bancă în București. Băiatul lucrează la primărie și amândoi au terminat facultatea. Și eu sunt mulțumită de viața care am avut. Bravo! 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 Da! Nu că nu mai vorbim. Nu vorbim.
să vorbeți mult. Da, sunt probleme cu timpul de vorbit? Nu, 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 Gheorghica, tu ne strezești? Am ajuns la ultimul elev din clasă, din păcate, iar ne-am răsit prea de vreme, domnul Turcoman. Da. Da. A murit acum vreo 7 ani. Ceea ce aveți mai? Știu la rătăta de la o vecină de acolo de-a lui, că acum vreo 2 ani a murit și mama lui. Pe strada Mircea, care sunt din Pancea. Vis-a-vis o vecină la Andronic, al unui amintit Andronic, cu care a vorbit. Da, așa e. Și ea mi-a spus că acum 2 ani a murit și mama lui. Da. El e mort de vreo 6-7 ani la Bacău. A fost și el tot la Bacău. Ar fi având o fată, când era pe la Piața Neamț. Mișu Turcoman... Avea și o soră. Eram un băiat deosebit. Și frumos. Okay. Dacă v-ați uitat în invitație la 10 ani la urmă. Și da. La 10 ani la urmă. Era un băiat deosebit și... Eu mi-aduc aminte că avea un păr așa. Domnul dirigintă, era un băiat... Era un băiat... Era interesant. Era interesant. Era interesant pentru noi, colegi. Cum? Cum tot? Păi, ticul e aici, da? De asta știu, noi l-am povestit. Da, altfel nu. Eu știu că a terminat la mâncată de metanție. Da. Da, exact. Dar era pe Buzău unde totuși... Acum, când am făcut, era pe la Buzău, mă, fetelor, nu știu unde, ce căutai la Râne, pe la Buzău era, nu mai mi-aduc aminte. Da, mă rog, asta e. Da, eu am terminat. Vă predau catalogul, că am înțeles că e un documentar. Asta e, trebuie, este document acolo. Dă-mă să văd și eu ce document. Nu mai. Nu mai. Nu ne strica ziua la unii. Hai să ne strica ziua pe... Ok. Vrem să-i ascultăm și pe domnii profesori și ceilalți domni profesori ce-au de spus. Doamna Stella, vreți să spuneți câteva vorbe? Cum să nu vrea? Dar ce? Da, nu pot să spun că sunt prea emotivă. Sper că v-ați dat seama că vorbesc mult, repede și tare. Acestea sunt cele 3 defecte ale profesorului. Voce în harașo. Vorbesc repede, tare și mult. Așa, deci cu aceste probleme nu mă pot lăuda. Pe scurt, nu vă pot spune câți ani am. Că vă dați seama cam câți ani am. Așa. Arătați foarte bine! Foarte bine! Dacă trăia domnul Neagu, care a murit exact acum 16 ani, de 16 ani sunt singură, așa, și cât pot rezolv împreună cu vecina mea, n-ai vrut să spui, cu vecina mea, Rotaru Mariada, așa, eu m-am axat deocamdată pe gospodărie, pentru că la vârsta asta, și eu vă spun și câți ani am, ce atâta turavura, cum se spune, am 83 de ani, așa, nimeni nu-mi dă vârsta aceasta, merg pe stradă și mă întreabă, doamna profesoară, eu, zic, dar cine m-a fi strigat? Sunt niște ani care au trecut, deci ca atare pot să mă și laud cu ei. Nu mă laud, să știți că nu mă laud cu atâta. E prea mulți. Nu, dar nici nu vreau să e... Demnitate. Da, nu, așa. Ei, și în condițiile acestea,
ce să spun, câți ani am învățat aici, am învățat elevii aici la liceu, trecutau anii, așa. Și să fiu sinceră, nu prea mulți elevi, foști elevi am cunoscut când ne-am întâlnit astăzi, așa, dar pot să iei număr pe degete, așa, o serie. Ce v-aș propune eu, dacă ați fi de acord, pe viitor, așa, ca să dați mai mult liber celui care se ocupă cu... Știți că nu e deloc ușor să te ocupi. Ăla vine, ăla nu vine. Ăla e plecat, ăla e dincolo, ăla... Nu. Dacă s-ar putea, nu după 40 de ani să vă întâlniți, e cam mult. Dacă ați putea, după 10 ani, rețineți că anii contează, e vorba de, hai că am început să mă bulbui, așa, e vorba de 10 ani și nu de 40. Așa, și atunci ne putem întâlni mai mulți. Mai puțin eu, că la vârsta mea, nu știu zău dacă vă mai puteți întâlni. Sunt foarte mulțumită că ne-am întâlnit, fie că ne-am cunoscut acum 40 de ani, fie că nu, așa, și am fost foarte mulțumită că am putut veni aici și ce vă pot să vă spun, mai mulțumită sunt, ați repetat aici cuvântul Bacău, atâtea ori, păcat că n-am scris pe ceva, să trimit băiatului la Bacău, că băiatul meu este inginer la Bacău, am nora ingineră, am nepotul inginer, deci ca atare, numai ce nu mi-a spus mamă, ei nu spun, de fapt ei îmi spun bunică, a toți trei, așa, bunică, cât vrei tu să mai stai în panciu? Zic, cât o să vrea domnul? Și acum am să-i spun, deci știi tu câți sunt din panciu și acum sunt la Bacău. Dar nu am cum să dau o serie, tot îi știu care sunt. Cu cea mai mare plăcere, dacă o să aveți vreodată nevoie de ceva, știu eu, care băiatul meu este foarte bine cunoscut la poliție, nu că n-a făcut nimic, el este inginer, așa, și dacă cumva se întâmplă ceva pe drum, știu eu, acolo, și aveți nevoie de poliția Bacău, vă rog, luați aminte și vă, să dea Dumnezeu să n-aveți. Eu, dar, totuși, se poate. Așa, e de ajuns unul să te ia țină pe stradă și să te ia la... Așa, așa că dacă ai totuși pe cineva cunoscut, vă rog, e vorba de Neagu Cornel și băiatul, nepotul meu, Neagu Adrian. Așa, ei, și eu vă solicit dacă rețineți cuvântul, dacă o să aveți nevoie, vreau două cuvinte să spun după ce doamna Stella Neagu ne-a vorbit atât de frumos. Și atât eu cât și conducerea televiziunii literare, domnul director Eugen Ungureanu. Dacă nu, mâine, domnul inginer, mâine, poimine? Da, în două zile va fi... În două zile este pe internet tot ce s-a întâmplat aici. Da? Și fiul dumneavoastră și nepoții vor vedea pe televiziunea literară sau pe Exclusiv TV. Să vedea ce poate. Deci pe cele două posturi veți vedea tot ce s-a întâmplat aici. Ei vor fi încântați. Că au mai scăpat de cicăleală. O să găsi și din video original la... Îi mulțumim, doamna Stella. După ce am învățat rusă cu doamna, am rămas
și am început să învăț rusește cântând. Vâhar dir la n-America chiușa, n-arizol de n-America dor. Corect. Domnule, spuneți câteva cuvinte? Profesorul nostru de fizică. Am venit aici pe Cotia Concurs la liceul Banciu în 67 și în 75 am plecat la liceul din Moșana, liceul Vine. Acolo am funcționat vreo 27 de ani ca profesor de fizică. Am doi copii, o terminat fata, a terminat medicina, este doctoriță la o policlinică din București, iar băiatul a terminat facultatea de matematică, universitatea de la București și a venit să încadreze în învățământ la Focșani. Când a văzut că era mea profesoară, copiii așteptau ca să găsească post, nu știu ce. A plecat, s-a dus la Politehnică, s-a înscris la Facultatea de Automatică și a dat diferențe și a intrat direct în anul 3, prin diferențe ce n-a făcut la universitate. Și sunt căsătoriți, băiatul lucrează în domeniul IT, proiecte la o firmă franceză și cu proiectele respective merg la companiile din toată Europa. Soția, profesoară de geografie, m-am căsătorit aici, ne-am întâlnit, a venit din Iași, am vorbit două săptămâni și ne-am căsătorit. Și a fost căsător, deci, ea spune, și cine i-a cununat? Domnul și doamna Neagu. Altoar suntem amândoi pensionari, lucrăm când la țară, când la Focșani avem apartament acolo și vara o facem aia la Mărești, cum la recoase. Avem casa pusă la punte, la părinți și petrecem timpul două săptămâni acolo, două săptămâni la Focșani. Și vara ne simțim foarte bine, suntem sănătoși. Cam atât. Mulțumesc! Domnul profesor Gheorghe Popa, profesor de matematică și directorul liceului. Am avut emoții foarte mari că m-au dat. Da, nu m-au dat, dar nu de asta. N-am niciun medic altfel. Cel mai bătrân bărbat dintre profesori care sunt aici. Asta așa a luat Dumnezeu. Nu am făcut prea multe. Chiar ne aduc aminte mereu de cala aia, dar viața e omul pierdut, el nu trăiești cu veții de lucru. Vă rog să mă iertați. Asta a fost situația. Nu am regat de ver, eu se pot. Aveți! Contrazic și eu pe domnul profesor. Realizările dumnealui sunt multe și parte din profesorii care ar fi trebuit să fie aici au fost colegi cu dumnealui, iar unii chiar i-am fost și elevi, cum sunt eu și alții care nu sunt aici. Da. Cred că a venit și rândul meu, deși am mai vorbit astăzi. Sunteți dirigintele? Trebuie să rețineți una de dirigentie. Și mi-am împărțit totuși contribuția ca și dirigent pe cu tine, în parte. Am și recunoscut astăzi. Pe vremea când eram eu dirigent, trebuia să facem mai mult politică la dirigenție. Și mi-aduc amintea să vă povestesc ceva azi, eu așa, cu o serie care au fost dirigente.
Am pomenit odată cu o inspecție de la județ, o doamnă inspectoare, e pensionară de mulți ani, am întâlnit-o și pe un fost inspector și am și fost la dumneavoastră la școală, că ea era directoare, care se ocupa cu partea educativă a inspectoratului după vremea și a venit în liceu. Într-un inspector, știam, o cunoșteam, știam că e cu munca educativă, așa, știa și dânsa că nu era neapărat politic, era mai mult cu psihologie, cu chestii, dar se ocupa cu așa ceva în inspectorat. Și am văzut-o, aveam ore de dimineață, tot veneam fiecare pauză, se ducea la diverse diligenții. Eu aveam și eu diligenții exact în ziua aia. Dar aveam ultima oră, de la 13 la 14. Și eu nu stăia până, venise de dimineață, acolo a fost la fiecare oră de diligenții. Și nu stă până atunci. La ce am scăpat? Când o văd că n-a plecat nici la ora 13, la mine, domnul profesor, aș vrea să merg la oră la dumneavoastră. Bine. Am profitat de un moment așa, era pauză. Și am dus repede la clasă și mai zic că astăzi nu facem matematică. Zic că avem inspecția la dirigenție. Vreau să vă spun, în general, eu ca și profesor, nu am fost foarte emotiv vis-a-vis de activitatea profesională. Poate la altele mai mult am fost, da? Și le-am spus, zic, nu facem dirigenție, facem dirigenție, nu facem dirigenție. Norocul meu a fost că era într-o zi, 24 ianuarie, cu, știți cum era înainte, cu sărbătoria Uniunii cu chestii, mai știam și eu câte ceva despre 24 ianuarie, dar ca să ții o oră întreagă, o oră de dirigenție, e absolut nepregătit, că ne fi nimic, ca profesor de istorie, probleme. Am venit cu inima cât un purice în cancelare, să iau pe doamna inspectoare și să mă duc la oră. Mă duc la oră și încep. Țin un spit așa care mai mult de 5-10 minute m-am putut să prestez din partea mea, cam tot ce știam eu despre unire. Și sigur că ca la orice oră de asta vestibul, dai cuvântul ierenilor. Se sigur, bineînțeles. E importantă. A început surpriza, că eu nu venea să cred că sunt acolo. Au început elevii să ridice așa unul după altul, fiecare vorbim câte 5, 6, 7, 10 minute, într-o manieră încât eu am zis că am numerit de la întrebare. Și până la urmă s-a derulat toată chestiunea așa în vreo 40 și ceva de minute. Au terminat tot spectacolul ăla, care eu am rămas cu gura cascată, asta inspectoarea stătea în spate și șmăta acolo, da? Și au terminat ei tot spectacolul ăsta cu vreo 7 minute înainte de a suna de ieșit. Ce mai va să mai fac eu acum? Le spusese tot ce... Și ca să nu fiu ridicol, deși nu sunase, mai erau 7 minute, am ridicat, le-am mulțumit elevilor pentru participare, am spus două vorbe și am zis că ora s-a terminat și am invitat-o de inspectoare să plecă. Am plecat cu vreo 10 minute, zic, mă face zob, când am terminat la agenție. Ajung în cancelare și îmi spun, domnul, așa o oră de dirigenție n-am văzut. De când tot merg eu în inspecție, în tot județul ăsta. Eu atunci n-am insistat prea mult, de fapt, că vreau să spun, doamnă, nici nu am văzut. E prima dată pentru mine. Când am văzut și la așa ceva. Mă rog, s-a consumat treaba, a plecat și mă duc pe urmă a doua de la clasă și îmi zic, mă, ce nu, voi de unde ați făcut? Domnul dirigente, și noi am avut un montaj la Casa de Cultură cu 24 ianuarie și ei aveau pe rouri fiecare vorbind exact la brigadă, cum era cu vremea aia, pe scenă, pe scenă, cu Casa de Cultură, fiecare vorbind acolo, de
5-7 minute, un vers, o amintire, o vreme... Așa. Și au luat-o și au mers exact ca la spectacolul ăla, după 24 de ani, când ne-au lăsat cu mărea căscat. În primul rând pe mine și pe și pe spectacol. Nu cred că era promos, eram noi. Nu cred că noi eram promos. Nu, era, nu era zic. Nu, era seria... Nu știu dacă voi o știți, nu mai știu exact câte erau mai mari și ca voi. Seria cu Nicu Isac. Mai mare. Maria Aura, care e doctoriță. E la Aura Popa, cardiologa. Ah, Popa, cardiologa. Da, s-a căsătorit cu Dan. Toate de Dan nostru, da. Deci seria lor, seria lor. 4 ani. I-a lăsat pe ei și ne-a luat pe noi în seară. Înseamnă că a fost seria dinaintea voastră. Exact. Iar cu Georgica, îmi cer scuze, să vă spun două vorbe despre mine, că oricum nu e important. Dar e foarte important. În afară de faptul că am avut norocul în viață să pot particip la astfel de ocazii, și nu o singură serie, dar cu mai multe serii și cu cât ele se reîntâlnesc așa din ce în ce mai rar și la mai mult timp pentru mine, cu atât emoțiile pentru mine sunt mai mari. În perioada asta complicată a vieții mele, am făcut multe și bune și rele. Cred că mai important așa este că am reușit să am doi copii, deși mai târziu. Fata mea s-a născut în 1985, băiatul în 85. Fata actualmente e avocată, a făcut un masterat în Franța, lucrează în Franța, are o firmă de avocatură în Franța, la Paris. Are un birou de avocatură și în București. Am înțeles că sunt niște doamne sau domni care locuiesc sau au domiciliu în București. Nu știu dacă e cazul să vă zic, dacă aveți nevoie, cum să doamna mea, să apelați la biroul ei de avocatură, o cheamă Martin Helen Julia, deci o să o găsiți pe internet și după lume. Și a păstrat numele, da. Băiatul, inginer constructor, lucrează și el acum la o firmă, a lucrat întâi la niște hidroameliorații, tot prin București, tot în București. El a fost mai harnic decât fata și m-a făcut bunic de vreun an și ceva. Un nepoțel care, zic ceilalți, că e chiar mult mai energic și decât bunicul, dar și decât aici sunt cea. Este, eu l-am văzut și este. Păi da, Eu, da. Tu mi-aduc aminte că tu ai văzut o anumită vârstă, da, o fragedă, inclusiv pe ei, și pe Alex și pe Giulia. Așa încât... Spune cele. Iar, vis-a-vis de chestia cu memoria, cu mintea care a spus cineva că parcă ne revine aia de când eram copii, cred că în curând o să fiu și eu pacient. Nu știu, sunt multe de spus, dar poate că ar trebui să vă ocupați și de partea cealaltă. Probleme, da. Nu? Giortica, îmi cer scuze. Mulțumim, domnule dirigente. Mulțumim. Vreau să vă întreb ceva, dacă nu vă supărați. Dar dacă vă supărați, tot așa. Sper să nu mă supărați. Ce motivație aveați la orele de matematică să așezați fetele cu fuste scurte în prima bancă? Așa să vă spun că chestia cu așezatul la prima bancă, deci chestia foarte simplă. Deci așezatul la prima bancă nu mi-a aduc aminte prin motiv că cel mult la unde eram dirigente puteam să fac asta. Dirigentele se ocupa eventual cu așezat. Dar eu mi-aduc aminte de altceva.
Nu că ne așezam în prima bancă, le scoteam la tavă. Asta am spus și următorul pas, dar nu vă suvenea, le scoteam la tavă. Păi le scoteam la tavă și după cum ai văzut, chiar la unul și înceai și mâna. Asta în primul rând, iar eu vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru, că nouă, indirect, ne-a dezvoltat acest spirit de a observa femeile mai atent. Da, și tu am impresia că ai fost foarte atent. Primul punctul la care ai ales bine, la un moment dat. A fost conștiincios, la ora de la Marta. Pasiunea ta pentru matematică. Matematică s-a împărțit după vremea aia cu pasiunea pentru medicină. Exact. Practic a fost perseverent. Da, da, consecvent. Perseverent și consecvent. Am să vă mai spun ceva pentru că m-a provocat, chiar dacă îl supărăm. Nu m-a supărat, domnule. M-a provocat la un moment dat, într-o serie, nu a voastră, dar într-o clasă paralelă cu a voastră, am auzit un fel de bârfă la clasele unde predam, că la anumite fete le fac cu ochiul. Cred că aveați un tic. Exact. Cred că aveați un tic. Era ticul Andrei. Era ticul Andrei. În afară de ticul Andrei. Am avut un tic cu ochiul stâng de la naștere o problemă și probabil că din când în când clipesc involuntar mai des cu ochiul ăsta. Și un grup de fete de la o clasă paralelă, cum discută ele fiecare profesor, fiecare profesoară. De ce face aia? Cu ochiul din ochiul. Când am auzit-o treaba asta, acum acea aia, cum ziceau ele, că eu nu-mi permis să zic aia, nici după atâția, dacă mi-a duc bine aminte, era doctorul Corina. Da, eu blondă, eu știu după vremea aia, cu părul lung, așa. Și mă fac cu mențică, așa, nu prea avea ea probleme cu matematica, că era la o clasă de umană. Era la o clasă de umană. Dar ce știu foarte bine este că niciodată, în mod conștient, nu i-am făcut în special ei. Poate la altul nu-i fi făcut bol. Dar ei nu i-am făcut. Și cum ai despre ea era la urmă, îi făceam cu ochii. Nu pot deranja. Acum, eu vreau să vă spun pentru soții sau soțiile colegilor noștri care nu-l cunosc pe domnul diriginte, când era în perioada când era diriginte, dar vreau să vă spun că la un moment dat, cred că toate am fi vrut să ne facă cu ochiul domnul diriginte, pentru că aveam domnul diriginte, nu-i așa, fredelor? oricum, rămâneți pentru noi. A zis cineva aici, nu mai știu cine, un model, da? Și dumneavoastră, și domn profesor Popa, și domn profesor Ciulacu, Dumnezeu să ierte, și doamna profesoară Ciulacu, niște modele. Nu știu cum mai este acum învățământul românesc, cum mai sunt cadrele didactice, dar noi cred că am fost privilegiați. Noi am avut profesori buni, am avut educatori buni, pentru care eu personal și cred că și în numele colegilor mei, vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc cel mai mult și uite, deși nu îmi vine să cred așa, dar nu pot să vorbesc datorită lacrimilor, vă spun drept. Da. Să trăiți, să fiți fericiți și fericiți pentru tot ce ați făcut în viață. În acum și faceți multe, multe alte lucruri în continuare. Mulțumim, domnului dirigente. Ar dori ca invitații, nu colegii, invitații, dacă vrea cineva dintre doamne sau dintre domn să spună două vorbe. Dacă nu, vă invit la protocolul care
îl aveți pe masă, urmează și celelalte. Ochii tăi sclipeau ca două stele, le mai făd luminile și azi. Boabe mari de lacrime ca roa, le striveai cu mâna pe obraz. Tot așa te știu de când țin minte, pe picioare ai mers la drum mereu, nici în car nu te urcai de teamă, boilor să nu le fie greu. Ce păcat că n-ai trăit, măicuță, că ai plecat fără de timp în lut. Ce pantofi ți-aș fi adus acum și ce haină azi ai fi avut. Virgil Carianopolu. Domnul Eugen, așa, un fundal frumos. Mi s-a pus o întrebare de femei dacă-s râvnit. Am răspuns, am nasul mare, dar multe s-au păcărit. Am provocat! Nu, vreau să spun că Georgica n-a avut dreptate cu ultima treabă din versul lui. Dar eu am zis că nu știe ce sentimente provocau fetelor picul meu în ochiul ăla. Pe vremea aia mie nu eram conștient de el, era un pic nervos. Acum îmi pare rău că nu l-am făcut și conștient. Am să vă citesc ceva. Sper să mă descurc. Dragi colegi de clasă, rog să aveți răbdare spre a asculta câteva cuvinte. Sigur, sunt banale, dar adevărate. E părerea mea. Și cum din cei ce după 10 ani s-au întâlnit, să numărăm bobocii și în această vară, căci în majoritatea acum ne-am regăsit, suntem iar împreună pentru a doua oară. Ne bucurăm că suntem iar ca în plasă, ne bucurăm când ne auzim doar glasul. Iar întâlnirea de acum, deși anevoioasă, e un stimulent ce ne menține pasul. Firește, privit de la distanță, nu pare mare lucru că niște oameni vârstnici aici s-au adunat, dar dacă știi motivul, cel care ne adună, afli că suntem iubitori și le apreciați. Fiindcă n-am dat deoparte acel segment de viață care pe fiecare parte mereu ne va marca, căci a fost primul pas în pregătirea noastră și fiindcă a fost primul, nici când nu-l vom uita. Chiar dacă viața asta, cu ale sale valuri, pe unii i-a marcat, pe alții i-a coborât, noi ne-am adus aminte că am fost egali odată și cu aceleași drepturi în viața am pășit. Toți am pornit la drum cu acel sumar, dar prețios bagaj, primit de la părinți și dascăl de o parte. Curajul, cinstea, omenia, respectul pentru muncă și dragostea de carte. Noi n-am știut ce înseamnă dușmania, invidia sau lipsa de respect. Ne-am ajutat atunci când a fost cazul și toți ca unul am răspuns prezent. Prezent pe stadion, la munca culturală, la munca voluntară, în ferme, IAS și CAP, căci în acele vremuri elevii și studenții erau solicitați și în muncile agricole. Sigur, n-a fost totul ca pe roze, au fost și multe neajunsuri pe lângă bucurii, dar l-am trecut cu brio, fiindcă aveam alături elanul tinerețea și chiar naivitatea noastră de copii. Această întâlnire e ca și o poveste, un pas frumos pe care l-am repetat
nu-și pierde din valoare, căci este viața noastră cu bune și cu rele și ar fi chiar minunată dacă s-ar relua. Cu Dumnezeu alături, cu toți ne dorim ca în vara care vine din nou să ne întâlnim. Poezie de Garofița Petri Craiului. Felicitări, Garofița! N-am cunoscut bine scrisul, de-aia m-am mai văstăcit. Dacă mai citesc o dată, o voi învăța pe de rost. Îmi cer scuze de la soțul tău, dar pentru poezia asta dăm voie. Cu ochiul, domnul dirigente. Cu ochiul, domnul dirigente. Și pentru că suntem toți moldoveni, nu toți majoritatea dintre noi, nu mai știu din invitați care poate nu sunt moldoveni, am să vă recit o poezie în dulcele grai moldovenesc. Este o poezie satirică, sper să aveți îngăduința să mă ascultați, ca măritoare. Păi tu care mi-ai compres. Da. Nu, v-am lăsat să vorbiți. Deci am să vă recit în dulcele grai moldovenesc. Sunt cu șară chicurații filii bucoavna mea, dar ce te scumpoline, zici acolo de-o șetari ca neamțu să numei. O zidit-o, zici în cronici, nemți, germani sau teodorici. E ruina azi de viacuri. Unde-o fi? Vezi, asta e greu. Cine credeți că sunt eu ca să-și plătea fiecare? Cui mă știi de unde? Crezi că afli în cărți de școală? Așa, rămâi cu mâna goală. Dar în șase dimineți când prânzesc așa ei și-au, înșetate aici erau lângă comandantul vieții tăți străjării și așteptau povestind și întinși cu iarbă chisărița să se chiardă. Dar pe când cu zgană scoarnă mămăliga din șeun, în clopotniță tăun sună furisă din goarnă unui strâng. Ești nebun, altul. Și ai tot apă strângă. Eu și dor de mămălii. Dar sunt doar spre zâng că ești și văd chișăsul nord de oși. Băi, ești frate, tu-i cunoști? Tu ce sunt? Ba, parcă leșii. Vin în coazii. Păi sunt proști? Ba, sfințe, într-un cam însu să ne strese nouă prânzul. Leșii erau, sovietski godă. Rădăsim pe aici, prin voi, vara. Când mergeau la băie, că așa era la modă, reginești din bătăi. Să ia drumul în potrof, atotdeauna din Moldova. Și plecau fără merind, și așa era ponton. Să mâni și tot plopând și viteu icolul plin. Dar așa ești Ovidion și acum dăsai slănina și-i chertul să-i bată Elina. Și cu ochi vestitul lângă cum trăsea pe băi plecând și simțând din aici plecând la apucat de mămăligă, știu și eu și-i de gând că și-o prinde odată pasul, tot trăgând în vânt cu nasul. Eu un praznic în cetate, Ștefan Vodă el mi-ar da. Ba nu cred, Maria, da, că e un drag și jumătate, nu dă, că e așa. Mie? Nu, să-mi cruns prin seara. El ori eu bătut viața. Domn ca mine cât trăiește, nu-i deprins închid în săt. Iar un general zăvzăt, răspunzând pe la tinește, zice, dobrii șolovec. Și punând sub zăt armata, iată șolovecul gata. S-au bătut o săptămână leși în zita, zi tu prost, pe locul cum a fost. Însușuita într-o mână cu un pistol din adăpost, împușca la rând copașii, dând pe Ștefan la tăzdrașii. Și-a mai fost puțin de pasă, că poloni în sus o dus, iar păieși în jos o dus, la Necursea drept acasă și acesta în cărți o pus. Și din Dorna până în Tulcea, toți cetezi și-o scris Necursea. Cetatea Neamțului de George Coșbun. Bună ziua! După asta, după asta, când și eu. Vreau să beau cu tine o cafea, o zi bună, îți spun, iubita mea. Haideți să așteptăm mai multă lume, Alex. Cred că azi va fi mai mult soare, pe la știri se aude ceva. O zi bună, îți spun, iubita mea. Lasă totul deoparte, vreau o
să-mi zâmbești, că numai tu dintre toate, numai tu mă iubești. Totodată ziua-mi pare, la amiază nu am program, e dor de tine și nostalgic mă uit pe geam. Ies din casă iar la plimbare, unde merg acum Havana, e dor de tine, lângă mine vreau să te am. Că numai tu dintre toate, numai tu mă iubești. Așa de mică amintare, om la chitară-i mano. Așa de mică amintare, din oraș mă-ntorc chiar acasă și pe cer sclipește o stea. Seara bună, îți spun, iubita mea. Și când mă gândește frumoasă, nu am somn și nici n-aș mai vrea. Doar pe tine te vreau, iubita mea. Lasă totul deoparte, vreau o clipă să-mi zâmbești, că numai tu dintre toate, numai tu mă iubești. Lasă totul deoparte, vreau o clipă să-mi zâmbești, că numai tu dintre toate, numai tu mă iubești. Mulțumesc! Rămâneți în ecu de dans, o piesă un pic mai ritmată. Hai! Hai să fie atmosferă, că nu ne întâlnim în fiecare an. Melodia este pentru doamnele care stau mai mult în casă. Ești tristă uneori și ești retrasă, chiar dacă flora George mereu stăruiesc. Eu simt că multe gânduri nu te lasă, cu toate astea sincer te iubesc. Lângă tine totul prinde viață și în zorii zilei soarele arsând. Povoară cu o rază de răsfață și te cuprinde taine tremură. Și refrenul. Haide, haide, nu mai sta în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Ești prea frumoasă.
amândoi același vis se leagă și-o viață întreagă vreau să îți cânt. Și haide, haide, nu mai sta în față, ești prea frumoasă, asta vor ști. Și haide, haide, nu mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te-aștept să vii. Haide, haide, nu mai sta în casă, ești prea frumoasă, asta o știi. Și încă o dată, haide, haide, nu mai fi geloasă, ești prea frumoasă, te-aștept să vii. Ești prea frumoasă, te-aștept. Mă bucur și eu, sunt și eu poet ca domnul Pătrășcan, nu sunt toate versurile mele. Și o piesă și mai reipată. Melodia se cheamă Tu ești cea mai frumoasă. Pentru toate doamnele și domnișoarele prezente la această reîntâlnire. Când spun pe tine nu e greu să ghicești cum Tu ești cea mai frumoasă. Te simt aproape când râd mă privești, Tu ești cea mai frumoasă. Ești ca un vis venit acum din povești, Tu ești cea mai frumoasă. Sunt fericit că știu că Tu mă iubești, Tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum s-o privești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Iubirea mea vreau acum s-o privești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Ești cea mai frumoasă. În seara asta cât de mult strălucești, Tu ești cea mai frumoasă. Și inima cu dragul meu dăruiești, Tu ești cea mai frumoasă. În seara asta cât de mult strălucești, Tu ești cea mai frumoasă. Fermecătoare ești atunci când zâmbești, Tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum să primești și în visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Hey! Hai să fie atmosfera aici la Panciu, pentru că și vinul este foarte bun. Așa că petrecerea trebuie să fie cât mai atractivă. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Iubirea mea vreau de-acum s-o primești și visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Și o piesă latino. Hai să vedem cine știe muzică latino. Avem de acum începe distracția. Hei, hei!
Hai să vedem cine știe să danseze pe ritmul latino! Ascunde cântă ochii vitală și struna ei m-a fermecat. În suflet iar e primăvară și totul pare minunat. În cheltuiul este aproape și împreună ne distrăm, da, ne distrăm. Hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Latino party! Ați auzit că la refren cu mine am întors pe cătă, da? În ochii vesele din fete, băieții sunt în jurul lor. Ei sunt frumoși, ele cochete, cântați pe placul tuturor. Când chem colegii mei aproape și împreună ne distrăm, da, ne distrăm, hai la refren! Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Și din nou, hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hey! Aplauze pentru domnul Pătrășcanu, sufletul acestei petreceri. Eu cred că o să te rog să mă ajut să chem și pe colegii vechi, eu n-am reușit. Ascunde cântă o chitară și struna ei m-a fermecat. În suflet iar e primăvară și totul pare minunat. Suntem colegii mei aproape și împreună ne distrăm, oh, da, ne distrăm. Și din mare, hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Și încă o dată, hai să facem primul pas, frumuseții să te las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să te las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să te las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans, hai să facem primul pas, frumuseții să le las. Hai cu toții, hai la dans. Hai la dans. Aplauze și pentru colegii mei. Dragii mei, vreau să vă cânt o melodie cu care m-am consacrat eu la televiziunea Favorit. Se cheamă Neam Vasile. O horă mare să facem cu toți aici. Poftim! Care la televiziunea Favorit? Ăsta-i Tom Vasile, ne cinstește într-un naș de trei zile. Fraților, că-i nu știți cine-i Tom Vasile, ne cinstește într-un naș de trei zile. Vreau să-l iei Tom Principea, rugăta în urmă, ascultă ghebia
viața. Vreau să ne domnim și vrea, hai să vedem cu toții frumoasă întâlnirea asta. Tribut mai e primi, hai să te putezul, hai și tu vecini. Neava să nu-i tot vin și bea, nu că ta-n urmă scurtă e viața. Neava să nu-i tot vin și bea, hai să vei cu toții frumoasă-i viața. Vinul cu găleata, hai că data asta parcă te-a dat gara. Scoate vinul cu găleata, hai din ea, Georgică, că toți te-a dat gara. Neava să-i domnul vin și vrea, rugăta în urmă scurtă e viața. Neava să-i domnul vin și vrea, hai să vei cu toții frumoasă distracție. Fraților, că-i nu știți, ăsta-i Domn Vasile, ne cinstește într-una și bem din trei zile. Fraților, că-i nu știți, cine-i Domn Vasile, ne cinstește într-una și bem din trei zile. Da, Vasile-i doar vin și bea, nu că ta-n urmă scurtă că e viața. Hai să vei cu toții frumoasă-i distrație! A dat favorit! Așa-i mătrăștanul, mai petre căreți, vesel ziua toată, harni și glumeți. Așa-i mătrăștanul, mai petre căreți, vesel ziua toată, harni și glumeți. Nu că ta-n urmă scurtă e viața. Neava să-i tot vin și bea, hai să vei cu toții frumoasă-i viața. Am două cu toții, vin un timp cu toi, hai din neava să-i, hai și tu la noi. Cu toții, vin un timp cu toi, hai din neava să vei, hai și tu la noi. Neava să nu-i domni și bea, nu că ta-n urmă scurtă e viața. Neava să nu-i domni și bea, hai să vei cu toții frumoasă-i distracție. Georgică, chiar nu pești viața, bea cu noi, Georgică, până dimineața. Însă-mea, Georgică, chiar nu pești viața, bea cu noi, Georgică, până dimineața. Neava să nu-i tot vin și bea, nu că ta-n urmă scurtă e viața. Neava să nu-i tot vin și bea, hai să vei cu toții frumoasă-i distracția. Vă invit la masă să mai sediți câte ceva.